astăzi o să pregătim un aluat pentru plăcintă, cu dobleac sau cu mere. Pentru asta avem nevoie de 500 de grame de făină. Aici avem apă călduță cu un pliculeț de drojdie de 10 grame, așa, în care o să adăugăm 2 linguri de zahăr pudră, ne place mai dulce, așa, pe care o încorporăm bine, bine, bine aici. După care adăugăm din făină 2 linguri și lăsăm circa 15 minute la dospit. Să se încorporeze și făina. Niciodată nu puneți sarea în drojdie, că ea puterea de a crește. Sarea o să o punem în făină, o jumătate de linguriță. Jucăm un pic cu mâna așa, ca să umărăm cocoloașele. Și lăsăm circa 15 minute la dospit. După care o să începem să frământăm aluatul. Toate se fac la temperatura camerei. Pentru asta mai avem nevoie de cam 50 de ml de ulei, 2 ouă, făina care v-am arătat-o mai devreme și o linguriță de sare. O linguriță sau o jumătate de linguriță de sare. Eu pun o jumătate de linguriță de sare, că nu ne place așa să arate. Uitați, aluatul pentru dospit este aici. Îl lăsăm să dă 15 minute. De celul care l-am dat prin răzătoare, peste care adăugăm zahăr vanilat. Cam 50 de grame de zahăr vanilat să fie. Uitați. Sau mai dulce, cum doriți. Încorporăm bine, bine, bine zahărul. Și ocolim un pic. Acum începem să facem aluatul, care vi l-am arătat un pic mai devreme. Drojdia, uitați, a crescut, a făcut bule deasupra. Uleiul, cam 50 de mililitri, 2 ouă, în făină am amestecat un pic de sare, cum v-am spus, înainte să începem să jumătate de linguriță de sare. Așa. Punem și uleiul. Și cu mâna începem să încorporăm ouăle în făină și câte puțin, câte puțin și din drojdie.
acesta luat îl puteți folosi și pentru pizza și pentru să faci plăcintă cu mere. Am încorporat toată drojdia și acum frământăm. Aluantul trebuie să devină un pic elastic. Aici, între timp, dovlecelul fierbe, uitați-l, lăsăm să se călească un pic, bine, bine. Aluatul nostru este gata, uitați, și îl lăsăm la dospit, până cam o jumătate de oră. Dovlecelul nostru s-a călit. S-a făcut numai bun. Acum adăugăm, oprim focul și adăugăm și scorțișoara și îl lăsăm la răcit până cam o jumătate de oră, o oră, până se răcește și aluatul se dospește, crește. Am pus cam o lingură de scorțișoară, să știți. Îmi place să aibă gust de scorțișoară. O să puneți, poate să nu puneți, sau se poate pune nucă pisată. O să facem o dată și cu dea. Bun. Îl lăsăm la răcit. I-am pus și un capac pentru a se răci și să nu cadă ceva în el. Pregătim tava pentru plăcinta cu dovleac. Punem hârtie de foc ca să nu se prindă. Și ne apucăm să întindem foaia de plăcintă. Pentru asta o să, uitați, foaia noastră a crescut. Ia uitați ce frumos arată, ce bine arată. O să o luăm un pic aici, la, în frământat din nou. După care o luăm și pe masă. O punem și pe masă, un picuț. Este foarte elastică. Acolo și o facem un pic pe masă. Mereu trebuie să o simțim la mână, să fie elastică. Din aceasta iese câteva acum împărțim această cantitate în 3. Una, 2, 3. Așa, acum aducem un sucitor să putem să o sucim. Un pic de făină și pe sucitor. Așa, acum ne apucăm de făcut foaia.
punem oaia de făcută, dar punem și un pic de ulei aici, foarte puțin. Deși nu este nevoie, dar eu de data asta pun. Și punem foaia. O lingură, punem două ținem următoarea foaie. Deci făinoasă să fie foaia. La foaie. Peste la centă. Nostru. Punem din nou. Dovlecel. Așa. Păi și pentru treia și gata. Băgăm în cuptorul în cips imediat. Foaia este gata. Punem peste cuptor. Acum pregătim cuptorul să fie încins și băgăm la cuptor pentru circa 35-40 de minute. Cuptorul s-a încins. Este. O băgăm la cuptor pentru circa 35-40 de minute. Între timp pregătim niște zahăr vanilat, să o dăm pe deasupra. Sau zahăr pudră, ce doriți. Să vedem cum arată. Ia uitați cum arată. A început să ia frumoasa culoare. Au trecut cele 40 de minute, cum v-am spus. Ne uităm la plăcinta noastră. Să vedem cum arată. Acum. Ia uitați-vă. Este gata, stingem focul și o lăsăm să se răcească în cuptor